Salutare, fan Lego! Bine ați revenit în studiourile Brick de Pod. Mă, ați fost cu mința în ăsta? Acum, serios, fie vorba între noi, că nu află nimeni. Dacă ați fost cu minți, s-ar putea să primiți niște Lego de la moșul și dacă ați fost extra super cu minți, s-ar putea ca moșul să vă aducă și un mic bonus pe lângă cadoul care îl primiți anul ăsta. Așa că astăzi o să-i propun o idee moșului, de exemplu acest set 40292, Darul de Crăciun. Un set care transcede ideile de cadou și ambalaj, pentru că este în același timp o cutie de cadouri, dar este și cadoul în sine. Mai de aproape putem vedea culorile foarte frumoase pe care le-au ales pentru a construi acest cadou. Un verde așa ca și frunzele de brad argintiu și un roșu foarte închis aici în partea de jos. Foarte drăguț. O fundiță aurie. Ați auzit? E ceva acolo înăuntru, o să vedem imediat. Cadoul se deschide foarte ușor, tot capacul poate fi dat jos dintr-o singură bucată. Uite așa. Și deja puteți să începeți să vedeți un pic din interior, dar pentru asta am să deschid larg. Hopa, a căzut. Asta se auzea în interior. Și iată că avem un mic peisaj foarte frumos dintr-o căsuță care așteaptă seara de ajun. Minunat! Este o singură încăpere împărțită în două, de fapt. Aici puteți vedea fotoliul pe care va sta mama sau tata, pentru că minifigurina poate fi folosită împreună cu păr de fetițe sau de băieți, ca să facem mama sau tata cum dorim. Și stă lângă brăduțul de Crăciun. Jos, în fața brăduțului, puteți să vedeți niște cadouri, chiar acolo așa. Iar în cealaltă cameră văd că cineva și-a deschis cam de vreme cadoul de Crăciun, pentru că fetița sau băiatul, pentru că, așa cum spuneam, se pot înlocui frizurile, se joacă cu locomotiva pe care a primit-o, mă gândesc, de Crăciun, dar poate n-a avut răbdare să aștepte până în seara cea magică. Și în spatele cadoului putem vedea un șemineu cu o măturică, niște perdele acolo foarte frumos făcute din piese. Șemineul, cum spuneam, are și doi brăduți miniaturale acolo deasupra și ce vedeți pe el, chiar aici, este de fapt o șoseată în care va veni moșul și va pune cadouri. Fotoliul se poate înlătura, poate fi scos afară, de fapt și brăduțul poate fi scos afară și pus unde vrem noi. Am încercat de fapt și cu șemineul să-l scot așa totul dintr-o bucată și merge. Funcționează foarte bine. Dacă vă întrebați deja cum puteți să puneți mâna pe un asemenea cadou excelent, e bine, membrii VIP primesc acest cadou gratuit la cumpărături de minim 250 de lei în magazinele certificate Lego din toată țara, în perioada 1 decembrie-31 decembrie. Un mic sfat, oferta este în limita stocului disponibil și de obicei cadourile de acest fel se duc foarte, foarte repede, așa că dacă îl vreți, vă recomand să puneți mâna pe el cât mai curând, pentru că știți, vine Crăciunul și toate zboară de pe rafturi. Pentru a deveni membru VIP, tot ce trebuie să faceți este să mergeți într-un magazin certificat Lego oriunde în țară. Mergeți, întrebați la colegii mei din magazin, veți completa un mic formular și într-un minut, două, ați terminat și ați primit acest card de aici, cu care puteți să beneficiați de această promoție super tare. Înainte de a ne lua rămas bun, vreau să vă aduc aminte să vă abonați la canalul nostru dacă vă plac videourile pe care le facem. Nu uitați să dați și pe clopoțelul acela mic de lângă buton ca să primiți notificări când apar videourile. Și nu uitați și de blogul nostru, unde avem o mulțime de articole interesante legate de istorie, Lego, tot felul de detalii mărunte de seturi pentru cunoscătorii adevărați. Atât de la mine, deocamdată, până data viitoare, spor la construit! Eat! Eu sunt Crăciunus și am venit să fur toate cadourile Lego din univers.